Nou început în fotbalul severinean, Flaviu Stoican a pus bazele unei academii care se vrea a fi punctul de plecare al renașterii sportului rege în orașul care a dat după Revoluție jucători de top la cele mai galonate echipe din țară. Severineanul speră ca proiectul său să devină în timp similar cu cel realizat de Gheorghe Hagi. Stoican investește în viitorul fotbalistic mehedințean. Tehnicianul câinilor îi va ajuta pe copiii din județ să facă primii pași într-o viitoare carieră de succes. Prezent la inaugurare, acesta a spus că cei mici au nevoie de o mână de ajutor, dându-se exemplu chiar pe el. Știu că și eu la un moment dat am plecat, la fel ca ăștia mici, de aici. Am avut șansă, am avut un om lângă mine, care acum nu mai este, Jean Olteanu, un om care m-a ajutat în momentele astea mai, să zic așa, fără speranță, apoi cu șansă am ajuns la un nivel înalt. După ce a discutat cu părinții și a făcut cunoștință cu cei mici, fostul fotbalist, care a cunoscut consacrarea la FC Universitatea Craiova, unde a evoluat între 1995 și 2002, le-a spus copiilor că pentru a reuși trebuie să își dorească cu adevărat să-și urmeze visul. Chiar dacă sunteți mici, să vă fixați țeluri îndrăznețe. Da. Țeluri, adică gânduri mari unde vreți să ajungeți. Da. Din momentul ăsta am discuții cu fiecare dintre voi, din moment ce v-ați fixat țelul acela și știți că tu vrei să ajungi la echipa națională, tu vrei să ajungi să joci la o echipă puternică din străinătate, tu vrei la una din România, să nu vă dați niciodată bătuți. Fostul internațional severinean dorește ca odată cu punerea bazelor noului proiect, județul Mehedinți să redevină pepinieră pentru loturile tricolore. În urmă cu mai puțin de un deceniu, la Naționala României erau convocați în același timp numai puțin de 5 severineni. Faptul că atunci am fost 5 jucători, și mă refer la Boștină, Dorel Stoica, eu, Șoavă și Mirel Rădoi, 5 jucători, care veneam de la turnul Severin. Asta a fost primul meu gând de a înființa o școală de fotbal. Marii jucători care au evoluat în Liga 1, iată că investesc în academie, în școli de fotbal, și dumneavoastră ați luat exemplul lor. Da, pentru că știți, până la urmă fotbalul ne-a dat totul, ne-a dat ceea ce suntem, ne-a făcut mari, să zic așa, ne-a pus totul pe masă și este normal ca și noi să întoarcem favorurile. Stoican este iubit în orașul natal, prichindeii știu pe de rost cariera fostului internațional. El este un antrenor foarte bun, a jucat la Naționala României, la Șachtior, la Craiova, la Dinamo București și îmi place de el. Ai vrea ca să fii și tu ca el, să ai evoluțiile lui și rezultatele pe care le-a avut în carieră? Da. Ți-ar plăcea să te antreneze într-o zi? Da, chiar da. La una din grupele noi școli de fotbal evoluează și Aian Stoican, nepotul antrenorului dinamovist. Tânărul în vârstă de 10 ani vrea să devină, la fel ca unchiul său, un nume important în fotbal. Pentru asta și-a ales și modele demne de urmat. Aș vrea să ajung în cam foarte mare fotbalist și presim că o să fie o școală foarte bună. Ce fotbalist mare ai vrea să ajungi? Ca mai mare ca Pele și ca Ronaldinho. Toți cei care au fost cei mai buni din lume. Să înțeleg, și mai mare decât Flaviu Stoican, unchiul tău. Da, foarte mare. Stoican cunoaște că mehedințiul nu dispune de un teren de antrenament și pentru jocuri oficiale pentru sectorul juvenil. Singurul teren pe care absolut toate grupele de copii se pregătesc este 1 mai, însă tehnicianul câinilor speră să remedieze ingrata situație. Fiți convinși că nu mă dau bătut, încerc ca să fac lucruri importante și în primul rând mă gândesc la acest aspect, un teren de antrenament. Îmi doresc ca să am discuții cu oficialii sau oficialitățile județului, depinde și ce dorințe au dânsii, depinde ce gânduri au, dar și așa o să am posibilitatea să iau un teren chiar dacă le iau de la zero. Compartimentul tehnic va fi coordonat de fostul divizionar A, Ovidiu Brehui. Din toamnă, clubul își va înscrie grupele în competițiile județene organizate de AJF Mehedinți. Pentru început, Academia de Fotbal Flaviu Stoican își desfășoară activitatea pe baza sportivă a școlii numărul 4.
Ajunsă la cea de-a cincea ediție, Cupa Drobeta la Lupte a reunit sportivii de la cele mai importante cluburi din țară. Chiar și așa, CSM Drobeta și-a respectat statutul de gazdă, obținând numai puțin de 19 medalii. Antrenorii prezenți au urmărit de la acest puternic turneu de verificare la ce capacitate se află sportivii înainte de competițiile cu adevărat importante. Cele mai reprezentative cluburi de lupte din jumătate de țară au aruncat în competiția din sala polivalentă 250 de sportivi de la peste 20 de cluburi. Chiar dacă nivelul valoric a fost ridicat, CSM Drobeta a oprit acasă 9 medalii de aur, 6 de argint și 4 de bronz. De altfel, din cei 22 de participanți, doar 3 au terminat în afara podiumului, pe locul 5. Am observat că de la an la an crește gradul de dificultate, să zicem, aceste competiții prin numărul competitorilor, dar în același timp și valoarea acestei competiții a crescut extraordinar de mult. În acest an au venit echipele cele mai tari la aceste categorii de vârstă din țară. Iată că cu o participare de 250 de competitori reușim să facem un stadiu de pregătire extraordinar, un test extraordinar în vederea finalelor, care sunt peste vreo lună, o lună și jumătate. E un concurs care până acum merge extraordinar de bine și ne dă satisfacții. Antrenorii prezenți la malul Dunării au caracterizat turneul de verificare ca fiind ca o veritabilă finală de campionat național. Foarte mulți sportivi, majoritatea medaliați naționali, au avut evoluții foarte bune pe saltele, dozându-și astfel moralul pentru competițiile oficiale din perioada imediat următoare. În primul rând, vreau să vă spun că e un concurs foarte reușit din toate punctele de vedere, atât numeric, cât și valoric. Sunt în jur de 200 de sportivi și când vorbim de numărul ăsta, înseamnă că e un concurs ridicat. El se apropie foarte mult de o finală pe țară. Dacă vedeți, sunt cluburi de tradiție, cum ar fi Reșița, Lugoș, Târgoviște, Craiova, Petrila, Petroșani, Hunedoara, Deva. Este foarte bine plasat. Urmează la cadeți, sunt zonele peste două săptămâni, în jurul datei de 1 mai, sunt zonele la cluburi sportive școlare, exact pe vârsta care o avem aici. Craiova a venit cu un autocar de 45 de sportivi și sportive. E o competiție foarte importantă înainte de finala campionatelor naționale individuale, deci e ultimul concurs de pregătire. Au venit la Cupa Drobeta, care este foarte bine organizată, artizan fiind domnul Marin Dobrescu, antrenor emerit, cu rezultate deosebite, colegul meu și colaboratorul meu și la echipa de fete de la Craiova, care în ultimii ani a ieșit campioană de mai multe ori. La actuala ediție, CSM Drobeta a ieșit datorită medaliilor obținute pe bandă rulantă pe primul loc pe cluburi, la cadeți și copii, la feminin, reconfirmându-și statutul de unul din cele mai bune centre din țară în acest sport. Atât pentru seara aceasta, să aveți un început de săptămână plin de reușite. La revedere!